Negoiță e plagiată. Adică hoț, să fim clar că furtul intelectual e mult mai grav decât furtul că ți-e foame. E și mitoman, cu un tupeu infinit, implicat în niște scandaluri oribile de prostituție, neconsumator de droguri, om cu afaceri care duhnesc îngrozitora corupție și evaziune fiscală, cu datorii enorme la stat și foarte, foarte mulți bani în firme înregistrate în țări renumite pentru spălarea de bani. E și nepotul unuia dintre cei mai importanti securiști și om de încredere al lui Ceaușescu. Robert Negoiță este favorit să câștige a patra oară primăria sectorului 3. Sunteți la Starea Impostorilor, cu mine, Valeriu Nicolae. Un aliniament de copaci frumos, deci atât de frumos, atât de necesar în mijlocul Bucureștiului. Ăștia sunt copaci ilegali. Deci ăștia sunt copaci ilegali. Da, mă, nesonatul ăsta e favorit pentru al patrulea mandat de primar. Cum e posibil ca gramatul ăsta, care pare să fie reclamă la etnobotanice, să fie ales de 4 ori consecutiv în sectorul unde trăiesc unii dintre cei mai bine educați cetățeni ai României? Simplu. Negoiță beneficiază de o mașină de propagandă mediatică agresivă, susținută cu milioane din bani publici, adică ai voștri proștilor. Este partea din rețeaua rudelor foștilor securiști, care au dezvoltat legături extrem de eficiente cu toate instituțiile de forță și interlop deghizați în afaceri și oameni de televiziune din România. Am găsit peste 100 de clipuri în care Negoiță este lins cu o slugărnicie vomitivă de tot felul de vedeți și vedete, fără însă ca acele clipuri să fie prezentate ca reclamă electorală. În iulie 2022, o companie subordonată primăriei sectorului 3 a primit 30 de milioane pentru publicitate, bani publici. În 2023, aproape 9 milioane au fost alocați pentru televiziuni și alte limbi. Hai să vedem cum funcționează sistemul. Aici, interviul de pe site-ul Fanatic, urmărit de suporterii fotbalului, un interviu fără amenajamente, cu detector de minciuni, tati. Titlu. Trebuie să munce. De-aia oamenii v-au pus acolo, ca o încredere. Când v-a venit ideea să faceți dita mai târgul ăsta de Crăciun, care, repet, ce ziceți, e cam cel mai frumos din România acum? Ca să vezi așa ceva. Scuzați, mai aud și eu pe cineva care spune cu toată gura să fim mândri că suntem români, că am pierdut-o. În sfârșit, vă și eu un om normal. Cum a venit ideea să faceți frumusețea asta care e acolo? Și credeți-mă, vă invit pe toți, duceți-vă la minorul, la acest Winter Wonderland, este chiar Wonderland, e de vis, oameni buni. Deci, duceți-i pe copii, pentru că o să se întoarcă acasă cei mai fericiți din lume, o să-i faceți cei mai fericiți. Emisiune fără amenajamente. Ce e, mă, fără menajamente? Linsul curului lui Negoiță fără menajamente, mâncat de c**at fără menajamente, slugărnicie fără menajamente? Ce anume? Interviul a fost publicat pe 23 decembrie 2023. Cu numai 2 luni în urmă, Fanatic semnase un contract de publicitate plătit din banii primăriei sectorului 3. Emisiunea nu are însemn de publicitate electorală. Tot în decembrie 2023 avem și minunăția asta de la Antena 3, tot fără semnalizare de propagandă electorală. Un interviu în care Negoiță recunoaște totul. Bună ziua, domnul primar! Da, să rămână! Bine v-am găsit, la mulți ani! Bine ați venit, vă rog! De unde e pasiunea asta pentru plante? Din obicei, sunteți perfecționist? Mi-e teamă că da. Pe final, așa, o să vreau să-mi faceți o demonstrație. Piano. Îl cântați des? Mă, mai avea să-l întrebe dacă recunoaște că se cacă aur și că plânge diamante. Jurnalism, tati, jurnalism. Pe 22 august, același an, antenele primiseră și ele o altă grămadă de bani, prin intermediar, desigur, tot de la primăria sectorului 3. În fapt, firma intermediară pentru contractul de publicitate este deținută de o consilieră de la minister care a fost angajată, vă țineți bine, la Fundația Turnătorului la Securitate și patronul spiritual al antenelor, Dan Voiculescu. La România TV, tot în decembrie, Negoiță era prezentat ca omul momentului. Eventualele intenții de candidatură la capitală, în condițiile în care și-am văzut niște sondaje de opinie recente, stați cam cel mai bine dintre toți edilii bucureșteni, din punctul nostru de vedere, da? Primarul lui cel mai de succes al sectorilor capitale. Momentan ăsta sunteți, da? Mulțumesc mult!
Intrăm absolut să... orice subiect vreți dumneavoastră să abordați în această zi. Vă răspund cu foarte... Sunteți până la urmă unul dintre primarii de succes. Dintre puținii primari de succes, da? Nu a existat niciun sondaj în care Negoiță să stea cel mai bine pentru București. Mă, Ciutacu a rupt din el în emisiune. Mai avea să-l întrebe pe care parte a bucilor își dorește să fie lin sau pupat. România TV îl promovează agresiv și slinos pe Negoiță. Și, în fapt, pe oricine care marcă banul. Lins și linșaj mediatic e ce fac oamenii aia acolo și nu jurnalism. Milioane s-au dus de la primăria sectorului 3 la România TV, ultimul contract la care ne-am uitat noi fiind din august 2023. Banii s-au dus la Realitatea Plus, urmați de o emisiune, Negoiță atacă, Nicușor Dan fuge. Domnul primar, dar acum pe bune trebuie să-l fugăriți pe Nicușor Dan pe la conferință de presă ca să puteți vorbi cu el, că parcă e cam aceeași capitală, totuși, înțeleg eu. Da, domnul Botin, îmi pare rău că trebuie să ajungem la situații din astea la limită. Bani și la DC News, chestia aia infectă a lui Chiriac, al monument de impostură despre care avem o emisiune întreagă aici. Și Chiriac a lins disciplinat într-o emisiune despre proiectele unice, mă, unice în țară ale lui Negoiță. Digi au primit și ei bani la grămadă și Prepulicianu a prestat și el disciplinat. Și la Luju.ro, alt instrument de propagandă, s-au dus o mulțime de bani publici. Băieții au prestat imediat cu două articole lingătoare. Și evenimentul zilei, unde lucrează Ionuț Cristache, a primit bani. Firesc, și domnul Cristache, mare, mare jurnalist, l-a lins rapid și regulamentar pe Negoiță. Din toată schema asta nu putea să lipsească vedeta ProTV-ului, suflător în curul finuțului Piedone, marele domn Măruță. Bulevardul Unirii va fi mai tare decât foarte multe bulevarde celebre din Europa și din lume. Foarte tare, felicitări! Dar... Da mă, ne pișăm pe el de Champs-Élysées. Stau oamenii la cozi în aeroporturile din toată lumea să vină să vadă Bulevardul Unirii al lui Negoiță. Nu știți voi, mă, nebunilor. Robert Negoiță e foarte hotărât. Când își pune ceva în cap, duce la bună îndeplinire povestea asta. Măruță ar putea lejer să-și deschidă și o chestie de pompe funebre, că e super priceput, a spălat tot felul de cadavre politice. Dar hai să vedem cine este Negoiță dincolo de reclama pe banii fraierilor care plătesc taxe. Alte articole care sunau cam așa. Negoiță e distrus. E un fiasco. De asta probabil că a și intrat în politică pentru ca să fure să-și plătească datorile. Adevărul este undeva la mijloc. Asta spune el despre el. Și da, adevărul e undeva. Dar sigur nu e deloc la mijloc. Am zis că Negoiță e un mitoman cu un tupeu infinit. Aici Negoiță predică la o biserică adventistă. Pacea Domnului tuturor. Am mari emoții. De mult n-am mai vorbit la un avon în biserică. Mă uitam pe program la punctul Robert Negoiță oficialități. N-aș vrea să fiu oficialitate, aș vrea să fiu de-al casei. Am crescut, sunt aici, fac parte din această comunitate adventistă, creștină. El e cu Domnul. Cu Dumnezeu, mă, că știu că e greu de crezut că Domnul de care vorbește Negoiță nu e vreun mafio ca cei de aici. Ei bine, adventistul Negoiță, sectantul, cum ar zice nașii lui la limita fanatismului delirant ortodox Firea și Pandele. Glăduță este pregătit pentru a primi taina Sfântului Botez. Negoiță apare implicat într-un scandal oribil de prostituție. Caza gratuit la el doi proxenezi cunoscuți, cum se face la biserică, și comanda fete pentru petreceri. Mă, ce biserică e tatia asta? Pare ceva special pentru pesediști. A doua soție avea 19 ani când a născut, adică jumătate din vârsta lui Negoiță. Se întâmpla ca fosta doamnă Negoiță să fie acum apropiata domnului Ciolacu, Marcele, Marcele. Din iubire, mă, căci cum să nu iubești un patriot ortodox căsătorit cu zeci de ani mai mulți decât tine, care se roagă smerit, of, la Muntele Athos. Că firmele fetei sunt doldora de banii PSD-ului e doar o coincidență, cum am mai arătat aici la emisiune. Dialogurile publicate din înregistrările dintre Negoiță și proxeneț sunt dincolo de abject. Negoiță zicea asta la momentul scandalului de prostituție.
Nu are importanță ce relație am avut eu cu fetele. Nu am plătit niciodată pentru așa ceva. Nici nu am nevoie să plătesc. Întrebat de curând dacă a plătit pentru sex, omul răspunde așa. În sensul în care este definită chestiunea, dar cu toată zarva asta pe domeniu, eu știu, tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Da, știu, eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Băi, ăsta e fie foarte, foarte prost, fie are nevoie de pastile. Pastile din alea tari. Deci ești întrebat dacă ai plătit pentru sex și tu răspunzi că tactul îi dădea bani mătii? Deci tu zici că tactul plătea pentru sexul cu maică ta, diliule. Zici asta la televizor? Alo, bă, nu știu pe ce ești tu când te duci la emisiuni televizate, dar încearcă chestii mai ușoare, că bagi în faliment dealerii aia săraci. Am să mă lupt pentru asta. Mă, și cum să-i invizi pe nemernicul ăsta să vorbească într-o biserică? Bă, ăsta s-a cununat cu neamanta de acum lui Ciolacu la mormântul lui Iisus din Ierusalim. Cât de neam prost să fii? Aia avea atunci 18 ani, iar ăsta 37. Deci cu jurăminte la mormântul lui Iisus, după care la nici 2 ani o înșela pe preacinstita nevastă la greu. Dar el e credincios, mă, și nu de oricare, ci din ăla sectant, care ar muri pe cruce pentru valorile creștine. Negoiță zice că vine dintr-o familie săracă de oameni modești. Da, familie săracă, tatăl șofer, mamă casnică, care trăiau la sat, of. Care au cumpărat un pian să moară Bibi, că în timpul comuniștilor săraci, la sate erau plini de piane. Noi muream de foame și săracii ăștia își luau piani. Nu numai asta, dar plăteau profesori să vină acasă la sat, să dea lecții celor patru copilași. Familia care își permitea să-și trimită fiul, un prostovan care nu a putut să termine liceul, la o școală de muzică la 50 de kilometri depărtare. Familie săracă cu drujbă în timpul comuniștilor și care i-a luat fiului o mașină de tăiat lemne rusească, mașină care costa îngrozitor de mult. Cei care aveau drujbe în timpul comuniștilor erau niște mega șmecheri și în marea lor majoritate se ocupau cu furtul de lemne și erau plini de bani făcuți din furt. În alt interviu, povestea e diferită. Taxul a avut și o fabrică de cărămidă în comunism, unde de fapt fiul făcea bani de la 12 sau 14 ani, depinde pe ce legale e când vorbește cu reporteri. Ce uită Negoiță să zică e că unchiul lui, el zice că e doar rudă, era unul dintre cei mai puternici securiști, omul care se ocupa de averile celor care fugeau din țară și de schimb valutar. Stați că nu e totul aici. V-am spus în episodul trecut că Gabriela Firea, nașa lui Negoiță, și-a început cariera la București la un ziar controlat de securiști. Ei bine, unchiul lui Negoiță, om din acela sac cu el pe care ăsta zice ca un nesociopat că nu-l știa, dar care este sigur rudă, era acționar la ziarul ăla unde lucra Firea. Ziar specializat în manipulare și linșajul opoziției în anii 90. Coincidențe, mă, tuturism și pisici albastre de nesecuriști. Eu m-am născut într-o familie de oameni modești. De pe la 14 ani eu dădeam bani părinților mei, nu invers. Am muncit de la 12 ani. Începând de la 14 ani, nu că nu le mai ceream bani părinților mei, eu le dădeam bani. Am băgat mâna mea de copil acolo și am scos un fișic de 10.000 de lei și m-am dus și i-am pus pe masă. Eu, la 14 ani. Stai, cum? Că în alt interviu zice că a făcut asta la 16 ani. Am scos un fișic de 10.000 de lei din cele două fișicuri pe care le aveam. Din bani pe care îi aveam eu, cred că aveam undeva la 16 ani atunci, când aveam banii mei. Dar hai să vedem care sunt valorile domnului Negoiță. Era păcatul de neiertat. Să nu minți și să nu furi. În rest, poți face greșeli. Că suntem oameni. Mai puțin cele două. Deci erau, repet, păcat de neiertat. Te doare capul. Ăsta care minte cum respiră, spune că păcatul cel mai mare e să minți? Omul care a furat evident plagin și care zicea că dădea mită din 15 în 15 minute, spune că păcatul cel mai mare e să furi? Uite ce spunea în 2020. Da, al treilea și ultimul, când n-am să mai candidez. Asta credeți că așa clară va fi? Ce spune acum? Veți reveni PSD până la alegeri? Foarte probabil da.
Și atunci veți fi... E o chestiune care să țină doar de mine. Și atunci veți fi candidatul PSD la primăria sectorului 3. Foarte probabil că așa va fi. În 2003, Negoiță și Fraxu și-au luat amândoi, el la 31 de ani, Fraxu la 29 de ani, bacalaureatele la un liceu de tot râsul din Ilfov. Nu din București, din Ilfov. Da, se duceau multimilionarii Negoiță în fiecare zi la liceul ăla de tot râsul în afara Bucureștiului și studiau la greu. Dar șpagă să-și ia diploma de bacalaureat e stupefiant. Ați dat șpagă la bac? Nu cred. Nu cred. E mult. E mult. S-a făcut mult de atunci. Mă, câte șpăgi să fi dat pentru diplome ca să nu-ți amintești? Pe bune, câte? Alo, nebunule, tu-ți dai seama ce zici? E drept că imediat după ce termină liceul se apucă de două facultăți în același timp, ambele la zi, ambele pe bani și cunoscute pentru calitatea catastrofală a educației, beizadele, securiști, corupție. A făcut și un doctorat la celebra fabrică de plagiate a Academiei de Poliție, doctorat care s-a dovedit copiat în întregime. Doctorat făcut fără masterat, lucru care atunci era ilegal. Adică furt, hoție, fală și pisicile doamnei docuz de smeritul ploii care ești continuu cu Dumnezeu în gură. Repet, păcat de neiertat. Mă, e clar că ești hoț, dar cum să nu mai ții minte unde ai dat și unde nu ai dat șpagă, că doar ai 4 diplome, nu mii. Ah, și să nu uit, cu mai puțin de 2 minute înainte de asta a zis și că... Se filmează. Credeți-mă, nu o să întâlniți vreodată vreo declarație de-a mea în fals, vreodată în lumea asta. Bă, deci dacă un politician de la noi începe cu credeți-mă, e clar că minte ca porcul. Nebunule, sunt zeci de declarații false pe care le-am documentat doar noi în materialul ăsta. False că tu, prostul lumii, te contrazici. Tu dovedești că sunt false. Mă, cât tupeu poate să aibă Diania asta? Nu avem timp să insistăm pe cariera super dubioasă a lui Negoiță. De la firme în paradisuri fiscale, la mită, la angajări cât se poate de strani, relații cu securitatea, Robert Negoiță le are pe toate. Sunt bine documentate, dar niciodată la televiziuni. Jurnaliștii noștri de la Haznalele TV sunt în sufletul lor, în fapt, niște pasionați vidanjori. Aia de curăță căcatul, că mă ascultă și suportă ei doamnei Șoșoacă și nu pricep despre ce vorbesc. În încheiere însă aș vrea să vorbim puțin despre oamenii lui Negoiță. Iar faptul că multe milioane din banul public pleacă înspre niște privați, către o clientelă politică, pe niște criterii numai de ei știute, nu e ceva major. Dați-mi voie să nu fiu absolut de acord cu o astfel de atitudine. Eu cred că a comis o mare greșeală. Asta era de mult când sociopatul ăsta își construia cariera politică. Acum găsiți o mulțime de anchete care arată foarte clar cum se duc banii de la primăria lui Negoiță la privați. Adică el face exact ceea ce acuză pe adversarii lui că fac. Ultima anchetă cea acelor de la Recorder, senzațional materialul, trebuie văzut, îl are ca personaj principal pe ciobâcă Marius Daniel, mâna dreaptă a lui Negoiță. În filmări, fratele acestuia minte că nu e el. Soția lui minte și ea că nu este ea. Mă, soția e judecătoare. Da, mint că nu sunt ei, că doar au personalități multiple sonații ăștia din jurul preacinstitului Negoiță. E de noaptea minții ce puteți găsi în materialul Recorder. O să zic totuși câteva lucruri care nu sunt în ancheta celor de la Recorder și care sunt practic tipice oamenilor din jurul lui Negoiță. Ciobâcă are și el o biografie super dubioasă, absolvent al unei fabrici de diplome, cu 4 ani de șomaj înainte de a se angaja la primăria lui Negoiță, angajat într-un domeniu în care are zero expertiză și zero experiență. Declarațiile lui de avere sunt niște mizerii. Omul care se plimba cu Bentley și își făcea piscină pe acoperiș, în 2017 avea zero proprietăți, niciun ban în conturi și trăia din 704 lei pe lună.
Firma lui nu a avut niciun rulaj, ci doar a plătit contabilă, lucru care duce venitul lunar la 500 de lei pe lună. Venituri din care plătea și asigurarea la mașina asta. Un Audi din 2012, rețineți vă rog. Ei bine, anul următor, salariul acestuia se duce pe la vreo 800 de euro pe lună, din care și-a acoperat cheltuielile și chiria în București, că din nou, omul nu avea nimica nimicuța trecut în declarația de avere. În 2019 este avansat la poziția de director general, mă. Totul e din nou pe zero în declarațiile lui, iar veniturile lui ajung la 2000 de euro pe lună. Ei bine, în decembrie 2019 se întâmplă și o mega minune. Omul ăsta, sărac lipit, șomer timp de 4 ani înainte de a fi angajat la stat, fără nimica în conturi, fără nicio proprietate, vinde Audi-ul ăla din 2012, adică cu mai mult de 7 ani vechime, cu 95.000 de euro. 95.000 de euro, ați auzit bine. Unui polonez. Da. Da, a venit unul din Polonia la București să cumpere mașina directorului sărac lipit de la primăria lui Negoiță cu 95.000 de euro. Mă, ce morții de mașină avea ăsta, că niciun Audi vopsit cu aur de 7 ani nu se vinde cu mai mult de 30.000 de euro. Și bun, să presupunem că e adevărat ce scrie mincinosul ăsta, dar din ce plătea ciobâcă asigurare, impozit și întreținere pentru mașina lui care nouă, probabil valora jumătate de milion. Alo, Agenția Națională pentru Integritate, dormiți bine acolo? Culmea tupeului e când l-a scus pe Negoiță care zice asta. Este și foarte bine susținută, chiar au fost candidați din sectorul 3 care s-au exprimat în sensul că vor da bani mafiei, vor expropria terenul, adică vor plăti terenul pe care noi l-am câștigat în instanță. Au fost candidați care au zis că vor da bani mafiei. Asta zice nebunul. Care mafie, tati? Că voi puteți lejer să redefiniți descrierea de dicționar a mafiei. În cercetarea mea am găsit 8 oameni la fel ca ciobâcă, foarte solid legați de primarul sectorului 3. Oameni care s-au mutat între sectoarele 3, 4 și 5, că poate nu pricepeați de ce e frăția asta între nesecuriștii Piedone, Băliță și Negoiță. Vedeți episoadele pe care le-am făcut despre oamenii lui Piedone, care cam toți au trecut pe la Negoiță și Băliță. Da, mă, știu, Băluță, dar așa îi zic eu, Băliță. Cel care avea afaceri cu fiul lui Piedone. Ăia îl fac pe Nuțu Cămătaru să pară cinstea întruchipată. Băi, doar hoții votează hoți. Presupunem că nu ați știut lucrurile de mai sus despre Negoiță și clanul lui. Acum le știți. Nu votați, mă, hoți. Nu fiți și voi hoți. Și Negoiță? Hai, sictir, mă.